Nici o persoană condamnată pentru orice infracțiune săvârșită cu intenție nu poate candida la alegerile locale și parlamentare. A decis marți 11 octombrie 2022 Camera Deputaților, care a aprobat două proiecte de lege în calitate de cameră decizională. Surse din mediul politic susțin că legea va fi contestată la Curtea Constituțională a României. Este vorba despre două proiecte de lege care au fost adoptate ieri în plenul Camerei Deputaților. Proiectele modifică legea 115-2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale și legea 208 din 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților. Nu au dreptul de a depune candidaturi, și nu pot fi alese persoanele care, la data depunerii candidaturii, nu îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, condițiile prevăzute la articolul 37 din Constituția României pentru a fi alese, și persoanele care, la data depunerii candidaturii, au fost condamnate definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracțiuni săvârșite cu intenție. Dacă nu a intervenit reabilitarea, amnistia postcondamnatorie sau dezincriminarea, prevede textul adoptat la cele două proiecte. Altfel spus, parlamentarii au votat că nu au dreptul să candideze, conform articolului 16, paragraful 3 din Constituție, persoanele care nu au cetățenie română și domiciliul în țară. De asemenea, conform articolului 37, paragraful 2, nu pot candida persoanele care nu au împlinit până în ziua alegerilor, inclusiv vârsta de cel puțin 23 de ani pentru a fi alese în Camera Deputaților sau în organele administrative publice locale, vârsta de cel puțin 33 de ani pentru a fi aleși în Senat și vârsta de cel puțin 35 de ani pentru a fi aleși în funcția de președinte al României. Adică. Nimic nou. În schimb, parlamentarii au extins lista cu cei care pot candida, de la cei pentru care a intervenit reabilitarea, și continuând cu amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea, ultimele două nefiind menționate până acum. Ori reabilitarea se obține în instanță în câteva luni, făcând dovadă că ai un loc de muncă și un domiciliu stabil, chiar și în chirie, și atunci, fără penalii în funcție, este o decizie majoră a Parlamentului sau praf în ochii electoratului.